În perioada 8-12 august la Ghiula s-a desfășurat tabăra de dansuri și păstrarea tradițiilor populare românești, organizată de Autoguvernare pe Țara Românilor din Ungaria. Astăzi tinerii au fost primiți la Catedrala Episcopală din Ghiula de Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, care le-a vorbit despre istoricul Sfântului Lăcaș și le-a prezentat câteva elemente specifice ale tradiției ortodoxe românești. La final, ierarhul i-a binecuvântat și le-a oferit iconițe. La a treia ediție a taberei au participat elevi din diferite localități din Ungaria, în care trăiesc români.